Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat pe data de 30 iulie decretul prin care a desemnat-o pe Natalia Gavriliță, fost ministru al finanțelor, candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. Anunțul vine după consultările desfășurate de șeful statului cu fracțiunile parlamentare. Am semnat astăzi, 30 iulie, decretul de desemnare a Nataliei Gavriliță la funcția de premier al Republicii Moldova. Doamna Gavriliță are la dispoziție 2 săptămâni pentru a constitui echipa și pentru a elabora programul de guvernare pe care să-l prezinte parlamentului. A mai declarat Maia Sandu. Șeful statului, Maia Sandu, a precizat că are toată încrederea că prim-ministrul desemnat va veni cu o echipă integră și profesionistă și că maximum în 2 săptămâni Republica Moldova va avea un nou guvern care să însemne și un nou început pentru țara noastră. Oamenii așteaptă schimbări în bine și pentru aceasta este nevoie de acțiuni ferme și de decizii competente care să pună în prim plan interesul cetățeanului, a conchis președintele moldovean. Președintele fracțiunii PAS în Parlament, Mihai Popșoi, a menționat că formațiunea unanim a nominalizat-o pe Gavriliță pentru funcția de premier al Republicii Moldova. Are experiența necesară și posedă o expertiză în domeniul fiscal. Suntem convinși că în cel mai scurt timp va veni cu un guvern pe măsura așteptărilor cetățenilor. După consultările de pe data de 30 iulie, Partidul Șor a anunțat că va susține candidatura PAS la funcția de premier, iar deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au refuzat să meargă la președinție să discute cu șeful statului pe marginea candidaturii pentru funcția de premier. Socialiștii și comuniștii s-au arătat indignați de faptul că Maia Sandu nu a dat curs invitației de a se prezenta la Parlament pentru consultări.